Rugăciunea zilei de duminică. De vreme ce ziua duminicii îmi aduce aminte de prea puternicia Domnului meu, cu care au zidit lumea și au răscumpărat pe om, pentru aceasta, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin ție și îți mulțumesc foarte pentru darurile cele mari ce ai făcut la toate zidirile tale. Cu adevărat se bucură și se veselește inima mea când stau de socotesc cum că numai tu însuți ești Dumnezeu sfânt, înțelept, milostiv, purtător de grijă, bun, puternic, necuprins și în scurte cuvinte, nici o bunătate și vreo slavă nu-ți lipsește. Mă bucur cum că tu ești un Dumnezeu în trei staturi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să se tulbure, Domnul meu, păgânice ce se închină la alți Dumnezei, că nu este alt Dumnezeu afară de tine. Pentru aceasta, fă să sporească creștinii la orice faptă bună, la orice slavă și bunătate, de vreme ce ei numai pe tine te cunosc Dumnezeul adevărat și te mărturisesc și ți se închină și te slăvesc pururea cu toată inima lor și cu toată puterea. O Părinte Sfinte, miluiește-ne pe noi! O blagoslovite Fiule a lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O Duhule Sfânt, dă-ne darul Tău și acoperământul Tău! Așa, Doamne și ziditorul meu, ascultă rugăciunile și cererile sufletului meu celui păcătos și îmi dă dar smeritului și nevrednicului să cinstesc astăzi, pe această sfântă duminică, după porunca Ta și după porunca Bisericii Tale, Maicii noastre, dăruiește-mi o pocăință adevărată pentru ca să-mi plâng păcatele ce am făcut împotriva împărăției Tale și împotriva sufletului meu și a vecinului. Te rog, mult milostive, Doamne, să uiți de astăzi înainte greșalele mele cele multe, după mulțimea milei Tale. Îți mulțumesc din toată inima mea pentru atâtea bunătăți ce-mi trimiți în toate zilele, mai vârtos pentru noirea sufletului meu, pentru milostivirea Ta cea multă și pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după cum vor mulțimea păcatelor mele, ci mă îngăduiești și mi-aștepți pocăința ca un iertător bun și milostiv. Încă te rog, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi dai dar să petrec bine și creștinește în această săptămână, fără de a-ți greși sau cu gândul, sau cu voința, sau cu cuvântul, sau cu fapta, întru slava și cinstea bunei vestiri, a Sfintei Maicii Tale și a învierii Tale celei de-a treia zi și a venirii Duhului Tău celui Sfânt asupra apostolilor. Deosebi încă mă rog într-o această rugăciune a mea, pentru tot sufletul creștinesc, cel scârbit și osândit, să se învrednicească milei și ajutorului Tău. Încă pentru sfintele Tale patimi și moartea Ta cea slăvită, dă dumireală păcătoșilor să se cunoască pe sine și să se căiască de păcatele lor, să se îndrepteze cu spovedania, să le urască și să se lase de ele, să se afle gata și cuminecați, cu inimă curată în ceasul morții lor, și învrednicește pe toți, și pe cei vii și pe cei morți, veșnicii Tale împărății. Răscumpără-i pe ei și pe noi cu prea sfânt sângele Tău, înviază-ne cu învierea Ta, suie-ne în cer cu înălțarea Ta, pentru ca să Te slăvim în vecii vecilor. Amin. Să fii binecuvântat și toate în viață să le faci numai cu voia lui Dumnezeu.